Ce faci acolo? Ești ok? Bă, zi-mă, ce faci, mă, bă? Ascult! Ce asculti? Bă, din aia ori se auzeau bubuiele de-alea, pam, pam, pam. Și zic, bă, odată și dă-ți te vreau să văd dacă se mai aude ceva. Zi, bă, ce ai făcut cu copiii lui Ughi-Ughi, zi? Zi! Zi că dau acum în tine, zi, fraiere, zi! Ce se aude, mă, de acolo, mă? Nu știu, aia încerc și eu să-mi dau seama. Bă, tu de cât timp stai și asculti aici? Stau de ceva timp, am trezit de dimineața, am ieșit din cameră și stau aici de ceva timp. Păi tu stai de atâta timp și asculti aici? Da, e 5 după amiaza. Păi și n-ai intrat și tu să verifici ce se întâmplă? A, da, mă, poți să intri pe uși. Deschide-mă ușa să intrăm, mă. Ce căutați la ușă? Păi cum adică, mă, bă, faci zgomot în tău cartier, mă, se aud bubuieturi și bătăi și... Da, taci! Zii, bă, unde-s copiii? Zii, unde-s copiii? Ajutați-mă! Taci! Nu cere ajutorul nimănui! Era mai bine pe partea cealaltă a ușii cu ușa închisă să nu știi ce se întâmplă. Sincer, da. Eu ți-am zis? Tu ai zis deschide. Dați-i o palmă! Bă, tu ai nebunit! Bă, tu ai nebunit! Bă, da, da. Ajută-mă! S-am spus să nu mai vorbești! Bă, oprește-te, mă, puțin! Beretele, mănâncă beretele! A, da? Nu știu unde-s copiii? Treci, măi, încoace, da? Uită-te la ecran! Uită-te bine la ecran! Ce-i asta? Ce-i aici? Nu știu! Mă rog, lăsați-mă în pace! Bă, uită-te la ecran, ți-am spus! Uite, ce-i așa? Cine sunt oamenii ăștia? Nu știu, lasă-mă! Nu te supăra, ești în regulă? Nu, nu sunt în regulă! Ți-am spus să-mi spui unde sunt copiii lui Ughi-Ughi. De ce nu vrei să-mi spui? Bă, stai, mă, bă, tu ce faci aici mai exact, mă? Explică-mi și mie. Deci el știe ce s-a întâmplat cu copiii lui Ughi-Ughi. Interoghezi... Numai el. Interoghezi o păpușă de pluș, da? E o păpușă de pluș, da, are suflet înăuntru, poate vorbi, uite la ea. Uitați-vă bine la ea. Tony, tu ce vezi în păpușa asta? Eu văd un urs de pluș în păpușa asta, nu e păpușă, e un urs de nu! Pluș. Nu, e haos. Bă, omule. Haos! Mai țineți minte când ați fost trei cu el și a venit Freddy din FNAF să vă omoare, zi? Vă mai știi? Trei. N-am fost răi. Trei și răi. Poftim, poftim ce-au făcut ursulețul din Tony. Spune și mie, bă, dacă tura trecută am fost trei cu el, tu de ce-l torturezi acum? Fiindcă asta merită. Nu trei, răi. Bă, taci, mă, și tu, bă, că ai nebunit, bă. Tu ai nebunit, fiindcă tu nu crezi că ursulețul ăsta poate vorbi. Vrei să-ți demonstrezi, uite. Da, pot vorbi, ai nebunit. Vezi? Bă, omule. Si. Tu îl interoghezi să-l întrebi unde-s copiii lui Ughi-Ughi? Da, dă-i o palmă, dă-i o palmă și o să vezi, dă-i o palmă. I-ai dă-i pus palmă. Tu, l-a spălat cu mâna ta în subsol, sunt în mașina de spălat, i-ai pus pe program de o lună, acolo sunt. Taci, Bă, nu-mi da, mă, palme mie, mă, bă! Dă-i o palmă la ursuleț, dă-i acum o palmă, dă-i o palmă. Nu mai da că mă doare. Vezi că are suflet, vezi? Și ce contează dacă are suflet? Poți să-mi spui și mie de ce îl bați în continuu de 5 ore? Știe ce s-a întâmplat cu exactitate cu copiii lui Ughi-Ughi. Sunt în mașina de spălat, tu i-ai pus cu mâna ta. Dă-l cu capul de perete. Îi facem o spânzurătoare. Uite aici, așa, domnule ursuleț, ultimele tale cuvinte. Mă rog, salvați-mă! Taci, nu mai vorbi! Așa, l-am spânzurat, gata. Îmi fac griji. Îți faci griji? Da. Bă, eu nu știu ce se întâmplă, sincer. Ăsta-o luat pe urmă, bă. Iei un deget și-l violezi. Ăsta o să ajungă ca Joker. A, da, nu ți-au ajuns că te-am spânzurat și acum trebuie să-l iei și să-l mănânci ca o frandă. Poftim, gustă din el, gustați, gustă, Tony, gustă din înfrângere. Hai, mă, că nu vreau nimică să gust, lasă-mă puțin, lasă-mă. Bă, oprește-te-mă puțin, zi-mă ce-ai pățit, bă, zi-mă ce-ai pățit. Bă, mai țineți minte când îi băteam cu Ughi-Ughi? Da, așa. L-am omorât. Știu, dar e posibil să mă fi mușcat. Poftim? E posibil să mă fi mușcat, dar stați calm, n-o să fie nimica, m-am tratat singur, am căutat pe net cum se tratează. Uitați, aici e tratamentul. Bă, ăsta e un joc cu Sims. A, da? Da. Da, oricum am găsit un tratament bun și sunt bine acum. Sunt cât se poate de bine. Bă, nu par să fii bine. Eu nu par să fiu bine. Domnul Sureț, auzi ce spune ăștia că eu nu par să fiu bine. Bă, este foarte bine, foarte bine. Vezi? Vezi? Dar tu vezi? Da, eu văd. O, domnule ursuleț, ești așa frumos. Mie-mi e frica. Și mie. Hai să mergem acasă. Suntem acasă. Hai să mergem altcineva acasă. Cum? Voi vreți acasă? Închis ușa. Și îl bag aici pe domnul ursuleț să nu mai putem deschide. Intrăm noi acolo.
Gata, nu mai pasează nimeni, ce spuneți? Spune-ne, bă, ce se întâmplă cu tine, bă, când nu ești în regulă la cap, încep să turbezi, ești ok? Ți-am spus, când ni băteau atunci cu Ughi-Ughi, i-a dat Tony cu racheta și a făcut boom. M-am mușcat, ce nu înțelegi, m-am mușcat, efectiv, m-am mușcat. E posibil să mă simt alea că rău, adică azi dimineață când m-am trezit tușeam și am scos din gură pluș albastru, dar în rest sunt bine, foarte bine, serios. Ai scos pluș albastru? Da, dar stai calm, o să fie totul bine, ok? O să fie totul bine. Bă, o să devin Puchi Ughi, bă, și o să trebuiască să te omorâm din nou, bă. Eu zic că mai bine l-o omorâm acum decât mai târziu. Stai, bă, adică? Să te omorâm! Tu ești de acord cu asta? Bă, tu ai auzit ce ai zis, bă, ai scuipat pluș albastru, ce urmează să ne spui? Că, că îți crește pluș pe spate de albastru cumva? Sau că încep să ți se lungească picioarele sau... Ia zi! Posibil. Deci posibil! Deci te transform din ce în ce mai tare în Ughi-Ughi, bă! Nu, uite, ca să demonstrez, uite, câte degete am ridicate? 4, vezi? Tot ok, 4 degete. Bă, nu e ok, bă. Îl tăiem? Se transformă, bă. Îl tăiem și îl mâncăm. Păi stai, mă, bă, ești și tu turbat puțin, nu? Eu vreau să mănânc, că mi-a foame. De 3 zile n-am făcut nimica de mâncare. De 3 zile n-am făcut nimica de mâncare și vină mea că am fugit în non-stop de Ughi-Ughi și că din cauza ta am fugit, bă, în primul rând. Am vei să și îi dăm în cap și după aia îl mâncăm. Păi ești ok, bă, oprește-te puțin. Da, așa, bun, deci fii atent aici. Deci te transformi în Ughi-Ughi, da? Nu, sunt perfect sănătos. Ești sănătos nicăieri. Recunoaște că îl interoghezi pe urs ca să afli cum să scapi de Ughi-Ughi, bă, că te-am prins. Ai boala Ughi-Ughi, nu? Poate, dar poate nu. Poate da, poate nu. E o magie. Eu nu mă risc. Hai să-l luăm și să-l aruncăm pe geam în fața mașinii, vrei? Și să-l mâncăm. Da, el vrea să mă mănânce, iar tu ai o problemă că eu sunt Ughi-Ughi și nu sunt. Da, el vrea să mă mănânce, cu asta n-ai o problemă? Bă, am o problemă cu amândoi că sunteți foarte terminați. Bă, vă rog frumos. Bă, cine vii tu aici, mă, și zici mie că eu sunt terminat? Ne chinuim împreună să-l ajutăm, da? Să scape de boala Ughi-Ughi, uite-te la el. Sau să ne ajutăm pe noi să scăpăm de el și să-l mâncăm. Te gândești că dacă îl mâncăm, poate luăm și noi boala Ughi-Ughi? Îl fierbem înainte să-l mâncăm. Scrie aici că nu am boala Ughi, uite-te. Uite, vezi? Bă, tu doar dai click prin toate taburile. Uite câte internet și conexiune. Mouse. Bă, e grav. E groasă. Îl ducem jos, îi dăm câteva tigăi în cap, legăm de scaun în caz că se schimbă. Ce zici? Te bagi? Stai, mă, bă. Mai ușor, mă. Stai așa. Fii atent. Bă, mai aveți nevoie de mouse-ul ăsta că l-am scăpat. Îl legăm de scaun jos. Eu așa zic să faci. Mă legați de scaun jos? Da? Dacă cineva mai spune un cuvânt, îl arunc. Aruncă-l, dă-l dracu. E ursul tău preferat, ce ne interesează pe noi de ursul ăla? Îl arunc, să știți că îl arunc. Nu te arunc, domnule ursule, doar glumeam. Nu trebuie să știi ei secretele noastre, secretele vieții, domnule ursuleț. Da, nu o să știe niciodată. A, te-am băgălit, fraiere, prank de 1 aprilie. A, te arunc. Dați-mi drumul, de ce m-ați legat? Băi, spre binele tău, bă, te-am băgat aici în piscina asta de copii, te-am legat cu colacul ca să nu scapi, mă, că te transformi în Ughi-Ughi, bă, tu nu-ți dai seama cât de grav e. Bă, nu mă transform în Ughi-Ughi, înțelege? Nu mă transform. Bă, te-am văzut cum ai vorbit cu ursulețul ăla, mă, bă, e clar că nu e regulă ce ți se întâmplă. Îți spun sincer că am vorbit cu ursulețul ăla, dar n-am vorbit despre ce crezi tu. Nu mă transform în Ughi-Ughi, sunt tot eu, tot aceeași persoană și o să fiu super, super bine. Bă, Tony, bă, vină să mă ajut cu asta, bă, că nu înțelege, mă. Ce faci, bă? Mă joc! Bă, e stins televizorul! Mă joc cu asta! Bă, îți mai zic o dată că e stins televizorul, vrei să te leg și pe tine cu ăla în piscină? Bă, ce faci, mă? Îmi dai cu joystick-ul în cap? Da! Bă, vină, mă, afară, mă, să mă ajuns, mă, că m-ai pus să leg și tu totul mă lași singur cu el afară! Bine, gata, haide, dă-te! Bă, ce faci, mă? Bă, mai închis! Mă împace! O să spargi colacul ăsta! Cu animalul ăla acolo! Bă, uite-te ce faci, mă! Vino, mă, să mă ajuți, mă! Nu te ajut, bă, să stai acolo tu și să te descurci, că e prietenul tău! Rup colacul! Bă, uite-te, bă, la el, bă, vino! Bă, a scăpat, mă! Bă, ei, bă! Bă! Cârnați! Mai vreau cârnați, Tony! Mai vreau cârnați! Dă-mi cârnați, Tony! Dă-mi cârnați, Tony! Dă-mi cârnați, Tony! Cârnați! Aici? Da? Hai să mă ajut, Tony! Ce faci? Așa, uite-l! Bagă-te în apă după el! Bagă-te! Haide!
Cu capul în apă, capul în apă. Așa, dai, 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 neacă-l, neacă-l, neacă-l. Uite ce-ai făcut, bă, ți-am zis să-i dai puțin cu ăla în cap. Să-și revină la inecat, bă, e mort, uite cum stă acolo. Tu ai zis să îl batem și l-am bătut în piscina, când puteam foarte frumos, îl duceam în bucătărie, îl perpeleam, îl făceam frumos, îl mâncam. Tu ai văzut ce s-a întâmplat cu el, mă? Ce s-a întâmplat cu el? Păi turbase, mă, trebuia să-și revină puțin și tu ție numai la mâncare ți-ai gândul, bă, aveai cârnăciori acolo. Boala câinelui turbat nu se ia de la alt câine turbat. Deci boala bughi-bughi nu se ia de la bughi-ughi. A, și de aia asta cel mai bine îl omorâm, nu? Da, și-l mâncăm! Nici n-are sens ce zici! Trebuia să-l mâncăm! Băieți! Băieți, eu v-am spus că n-am nicio problemă și nu o să mă transform în ughi-ughi. Uite ce-ai făcut, bă, Tony Bird! Fiecare pentru el! Bă, unde fă? Gata! Gata! Stai, 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 numai puțin, că nu cred că ne-am înțeles bine. Stai, te rog frumos! Unde? Te rog frumos! Unde, unde sunt cârnăciorii? Cârnăciori vrei? Stai așa, uite aici! Uite, cârnăciori, cârnăciori. Dar nu. Mănâncă-i mâinile, mănâncă-i mâinile. Ia cârnăciori, așa, mănâncă. Bă, Tony, bă, dă-mi drumul, bă, să intru, te rog frumos. Mănâncă-i mâinile, mâinile. Să mănânce mâinile, bă, da, bă, drumul, să intru. Dă-i mâinile și după picioarele. Bă, nu mai am mulți cârnăciori. Unde? A dispărut? Bă, a dispărut, nu mai e aici. O să deședezi acolo, băi. Bă, lasă-mă, mă, să intru, mă, bă, acum când nu mai e aici. Că n-ai vrut să mâncam nimica și nu te las să intri, asta e casa mea, nu mai e stau în casa. Știi ceva? Mie mi-e bine aici, sincer. Cred că mi-e bine, poți să rămâi acolo. Nu te uita în spate, să nu te uiți în spate. A, cârnăciori, Tony! Aoleo! Tony! Stai, mă, stai! Mă, ajutor! Așa meriți, fraiere!